Cristi, cum e rolul ăsta de lider? Eu știu mai multe din interior, dar nu-i corect să vorbesc eu. Lider. Pentru că tu ești un lider de vestiar, nu trebuie să stăm să ne ascundem după degete. Tu dai forță rol de echipei. Lider. Nu e un singur jucător care face chestia asta, mai mulți jucători care fac chestia asta. Și... Da, dar tu parcă îndemn la luptă. Da, îndemn la luptă pentru că altfel nu poți să câștigi. Tu chiar și fără când... luptă e imposibil. Dacă tu stai pe teren, în cazul nostru la meciul cu Botoșani de acum, ne-am intrat repriza a doua, zici că gata, eram câștigători, 5 minute, 2 goluri, dai că e la Parpalac să câștigi meciul. Nu mai e... Nu e... E atitudinea foarte importantă în ziua de azi, în fotbal de azi? Cea mai importantă atitudine, indiferent de valoare, indiferent de tehnică, viteză, dacă n-ai atitudine într-un meci, nu poți să câștigi meciul. Și uitați-vă, vă rog să vă uitați și să faceți o paralelă între meciurile care le avem noi cu toate echipele din campionat și meciurile echipelor mari cu echipele mici și când joacă ele între ele. E altceva, alt nivel, dacă când joacă cu Rapidul... Toți vor să dea tot. Să... Nu o să-l vezi pe unul, că stă, aleargă toți de... Parcă e meciul vieților. Păi, dar e normal. Da. E ceva normal, pentru că își dorește și își dorește să vină în locul tău. Vor corect. Să mănânce pâinea care o mănânci tu. E normal, mi se păi pare. Motivează și atmosfera, clar, din tribuna. 100%. Noi tot timpul am jucat în 12 pe Giulești. Dar câteodată nu țese. Orice jucător și-ar dori să joace la Rapid. Sunt 100%. Adică sunt ferm convins de chestia asta.